Bun găsit, dragii mei, sunt Dragoste Bunăroaia și vă mulțumesc pentru că și săptămâna trecută ați fost alături de mine. Astăzi vom discuta în exclusivitate cu Ana Roman despre accesorii, dar până la discuția cu invitata mea vreau să vă prezint care sunt principalele noutăți din lumea fashion-ului. Vedetele și-au dat întâlnire cu puțin timp în urmă într-un butic de lux din București, unde au admirat noile colecții de haine și accesorii ale unor branduri cunoscute în cadrul unui cocktail sofisticat. Cum s-au prezentat vedetele, aflăm și noi în minutele ce urmează. Alexandra Bădoi a fost o prezență impecabilă la eveniment, ea prezentându-se într-o rochie midi din on culoarea alb, asortată cu un claci negru și sandale elegante argintii. Camelia Bălțoi s-a prezentat la eveniment într-o ținută cât se poate de simplă, dar în același timp elegantă și sexy, ea asortând o roche mini dintr-o nuanță de roz, pantofi crem stiletto și o geantă neagră Chanel. Nu cred că trebuie să vă mai spun că Sonia a avut o apariție bună, pentru că observați și dumneavoastră piesele vestimentare care o fac pe Sonia să strălucească. Andrei Nourescu, pot să spun că am rămas plăcut surprins, deoarece combinația pieselor vestimentare este una foarte bună. A ales culori în tendințe și piese vestimentare care sunt must-have-uri. O invitație misterioasă care promitea un anunț surpriză a adus la oaltă mai multe vedete. Știu, doriți să aflați cu ce s-au îmbrăcat. Ok, le comentăm și noi ținutele în momentele ce urmează. Andreea Raicu o știm o persoană mai mult decât elegantă și bineînțeles că așa s-a și prezentat într-un tricou alb, combinat cu o pereche de pantaloni evazați, must-have negri, pantofi eleganți, aurii cu diferite tonuri negre și o geantă neagră în stil poștaș. Dacă aruncăm o privire la vestimentația purtată de Corina Caragea, ne vom da seama că a adoptat un look lejer, optând pentru o salopetă din in, de culoare turcoaz, sandale aurii minimaliste, un păr natural și un machiaj la fel de natural i-au conturat Corinei un look foarte lejer. Un alt look extrem de lejer este și al Dianei Dumitrescu, care s-a prezentat la eveniment într-o roche midi din non-culoarea negru cu o pereche de tenis și o geantă din aceeași non-culoare. Doamnelor, este destul de dificil să vă alegeți accesoriile pentru o ținută, nu? Și aici mă refer la accesoriile precum sunt brățările, colierele și bineînțeles cerceii. Trebuie să țineți cont să fie din materiale premium, să aibă pietre prețioase și bineînțeles trebuie să țineți cont și de buget. Oh, da, destul de dificil încât să renunțați de la prima idee. Dar Ana Roman vă așteaptă cu cele mai bune bijuterii în raport calitate-preț exact în magazinul său. Ne aflăm din nou alături de Ana Roman la Mio Boutique din Pitești. Bine te-am regăsit, Ana! Bine v-am regăsit și mulțumesc încă o dată. Vorbeam despre bijuterii, despre faptul că poți cu o bijuterie să schimbi totul la o ținută. Ai mai multe rochii pe care le-ai pus de 10 ori până acum, zici că te-ai săturat de ele și nu le mai vrei, dar ce crezi? Dacă le pui o bijuterie specială, ți se va părea că sunt noi și că le pui pentru prima oară, ceea ce e foarte tare. Să știi că eu când am descoperit lucrul ăsta, m-am simțit foarte bine pentru că mi-am dat seama că pot să port din nou o groază de haine pe care credeam că nu o să le mai port pentru că, mă rog, m-a văzut lumea cu ele. Dar punându-le un accesoriu mai spectaculos, nu-ți mai dai seama că este practic și altă dată, înțelegi? Avem aici o colecție de bijuterii, în primul rând de coliere extraordinar de spectaculoase, care au prețuri mai mult decât abordabile și care, cum spuneam, îți pot schimba total o ținută. Uite, de exemplu, dacă ai o rochie simplă și îți pui o chestie de asta la gât, uite-te și tu. Ești altcineva. O cămașă albă, basic. O cămașă albă, o maletă. Chiar și peste o maletă poți să-ți pui foarte bine un colier sau peste o cămașă albă, neagră, orice culoare. Deci o schimbă absolut radical. Evident, ești altcineva. Avem coliere de toate felurile și pe alb, uite cum este asta de aici. Da, care merge și la ceva mai sport, fără niciun fel de probleme. Prețurile, ți-am spus, depășesc cu foarte puțin 100 de ron, deci sunt extrem de abordabile ca preț. Avem și unele foarte elegante, pe care pot merge la rochii mai de seară, da, cum este acesta. Da, devii prețios deodată. Deodată devii prețios. Avem unele și mai rock, pe genul ăsta, care tot așa e mai tânără și mai, da, exact, mai rock. Avem, ți-am spus, încercăm să avem pentru toate vârstele și pentru toate tipurile de doamne, da?
Iarăși ceva un pic mai... Stați așa. Uite, ăsta a pus peste ochi și la plajă. Mă rog, pe lângă, pe acolo, la mare. Mare poți să-ți pui seara, când ieși pe faleză, o chestie de genul ăsta, nu se supără nimeni și arăți foarte bine. Avem și, uite, așa mai elegantă, un pic pentru, mă rog, o ocazie un pic mai specială, să spunem, deși, mă rog, eu le-aș pune și mai pe zi, acum fiecare cum îmi dorește. Avem inele extrem de spectaculoase. Îți pui un inel din ăsta, uite și tu cât de frumos e. Da? Îți schimbă total, da? Deci ești altcineva, înțelegi? Și se vede că este de calitate și de prețios. Foarte bună calitate. Acum, noua modă 2016, primăvară, a venit cu ideea că, domne, trebuie să purtăm bijuterii fine. Da? Nu mai purtăm tot timpul bijuterii masive, purtăm bijuterii fine. Și pe zona de bijuterii, mă rog, avem tone de brățări din astea care sunt foarte la mod acum și care, mă rog, sunt, avem toate culorile, toate modelele. Și sunt preferate în general de doamnele mai tinere și de adolescente. Care își umplu mâna, știi, cu, uite așa, cu tot felul de așa, au niște prețuri... Sunt la set. Da. Și noi suntem și într-o promoție acum, pentru că am zis că cine cumpără peste 250 de ron primește de la noi brățări cadou. Un cadou. Da, exact. Și avem aceste chestii, uite. Ceva foarte fin. Ceva foarte, 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 foarte fin. Nu știu dacă se vede destul de bine. Uite așa, da, niște lanțuri din astea extraordinar de fine, care sunt rodiate, deci nu se coclesc, cum se spune, niciodată, da? Cu tot felul de pietre, cu tot felul de chestii, în general astea se pun mai multe, știi? Mai multe, adică unul mai lung, unul mai scurt, știi, ca să-ți faci așa, uite, îți arăt eu, uite așa, cu cristal din ăsta îmbrăcat într-o ceva, nu știu, pietre, da, exact. Avem și cercei văd aici. Ce mai, uite, și așa din asta, uite, cu mai multe pietricele foarte fine. Da, astea se poartă foarte mult acum. Avem, cum am arătat, și cercei din aceea foarte spectaculoși, avem și cercei mai simple, avem niște inele spectaculoase, brățări foarte fine și speciale. Toate aceste bijuterii care sunt la niște prețuri extrem de abordabile. Avantajoase și acceptabile pentru orice persoană. Da. Deci eu cred că oricine își poate permite să dea 50-60 de lei pe o pereche de cercei frumoși. Și să-i ajungă o perioadă mai lungă de timp, pentru că, cum ai spus și tu, nu cănesc, nu sunt, arată și prețios, deci sunt accesoriul perfect. Da, exact. Și îi pot, eu am cercei pe care îi port de 5-7-10 ani, fără niciun fel de probleme. Doamnelor și domnilor, aici se încheie clipa noastră de eleganță. Sunt Dragoș Punăroaia și vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de mine. Iar până săptămâna viitoare, nu uitați să lăsați stilul să facă parte din viața dumneavoastră.